Se consideră funcția f de ființă pe 0 închis plus infinit cu valori în R, f de x egal cu x supra x plus 1 plus x plus 1 supra x plus 2. Amic, să se calculeze limită când x tinde la infinit din f de x. Păi să calculăm. Limită când x tinde la infinit din f de x egală cu limită când x tinde la infinit din x supra x plus 1 plus limită când x tinde la infinit din x plus 1 supra x plus 2. Atenție, nu avem voie să distribuim limita la fiecare decât dacă știm că fiecare limită este finită. Altfel făceam calculul și după aceea, pentru că era posibil să fie un caz infinit minus infinit, care dacă le luam separat nu aveau sens, dar dacă după ce se reduc expresiile respective e posibil să avem limită finită. În cazul nostru însă de ce am făcut așa? Pentru că iată, prima limită este limita unei funcții raționale, polinom pe polinom. Ia uitați gradele care sunt gradul 1, gradul 1. Când gradele sunt egale, știți că limita este egală cu raportul coeficienților dominanți, adică 1. La fel la cea de-a doua, ia uitați gradul 1, gradul 1, deci e raportul coeficienților care este 1. Prin urmare, limita noastră este egală cu 1 plus 1 egal cu 2. B mic. Să se verifice că f derivat de x egal cu 1 pe x plus 1 la pătrat plus 1 supra x plus 2 la pătrat. Acum atenție, la derivată pot să o derivez dacă vreau ca polinom pe polinom, deci f de x supra g de x, sau, atenție, pot să o mai fac și altfel mai, mult mai isteț, pe x de deasupra să scriu, deci haideți să luăm întâi pe f de x înainte, da? Deci o să scriu aici, ca să meargă mai repede, da? Deci f de x se putea scrie ca x plus 1 minus 1 pe x plus 1. De ce am adunat și am scăzut 1? Ca să pun în evidență numitor. Da? La fel și pe x plus 1 acesta, atenție, pot să scriu x plus 2 minus 1 supra x plus 2. Da? Ori iată, x plus 1 pe x plus 1 e 1, minus 1 pe x plus 1, plus x plus 2 pe x plus 2 e 1, minus 1 pe x plus 2. Deci iată, funcția mea vine 1 și cu 1, 2, minus 1 supra x plus 1, minus 1 supra x plus 2. Și acum, la derivată, atenție, aici vom avea derivatele acestor expresii. Știți că 1 pe x derivat este minus 1 pe x pătrat. Nu e nevoie neapărat însă să am x. Pot să am în toate formulele de derivare, că e sinus, că e cosinus, că e tangent, că știu eu ce alte minuni de funcții, dacă în loc de x îl înlocuiți cu x plus sau minus ceva, funcția rămâne la fel, numai că, evident, la rezultat vine x plus sau minus ceva o respectiv. De ce? Pentru că funcția se compune cu o funcție de gradul întâi cu coeficientul lui x egal cu 1. Deci, din această cauză și 1 pe x plus un a derivat este tot minus 1 pe x plus a la pătrat, x plus a la pătrat, da? A pozitiv sau negativ. Deci, în cazul nostru, ca să nu mai pierd timpul să-l derivez ca 1 derivat ori x plus 1 minus 1 ori x plus 1 derivat pe x plus 1 la pătrat, da? Deci 2 e constantă, se duce. Minus 1 pe x plus 1 face, deci am zis, iarăși un minus, deci vine plus x plus 1 la pătrat. Minus 1 pe x plus 2 face minus, deci iarăși vine plus 1 pe x plus 2 la pătrat. Și am terminat problema, da? Observați, pentru orice x mai mare sau egal cu 0, da? Bun, și am terminat și derivata. Ce mic? Să se demonstreze că f de x este mai mare sau egală cu 1 pe 2 și mai mică sau egală cu 2 pentru orice x în 0 infinit. Asta ce înseamnă? Păi nu înseamnă altceva decât că mulțimea valorilor funcției, că f de acest interval, este ceva cuprins între 1 și 2, 1 pe 2 și 2. F fiind un interval și f fiind funcție continuă, știm că funcțiile continuă duc intervale în intervale. Deci, mulțimea valorilor lui va fi un interval. Dar ce ne cere problema? Să arătăm că acest interval este cuprins între 1 pe 2 și 2. Haideți să vedem în primul rând monotonia funcției, nu? Așa se face întotdeauna mulțimea valorilor funcției, adică se sparge domeniul de definiție în bucăți pe care funcția să fie monotonă, după care se reunesc intervalele de valori ale lui f pe acele bucăți. În cazul nostru, deci din B, din punctul B,
Ce avem? Că f derivat de x este mai mare sau egală cu, e chiar mai mare strict. E mai mare strict ca 0, da? Pentru că era un număr pozitiv plus un număr pozitiv. Era 1 pe 1 pătrat, da? Pentru orice x mai mare sau egal cu 0. Prin urmare, să scrie cât de cât așa mai îngrijit. Prin urmare, ce rezultă? Că f este strict crescătoare. Și atunci ce vom face? Păi, mulțimea valorilor f de 0 infinit, da? Mulțimea valorilor funcției, va fi cine? F în crescătoare, îl aplicăm pe f la fiecare capăt, deci va fi f de 0 până la f de infinit. Nu putem să scriem așa și o să scriem limită din f de x când x tinde la infinit. Da? Păi, haideți să o calculăm. F de 0, care era funcția noastră, aveam aici. F de 0 este cine? 0 pe ceva, care e 0 plus 1 pe 2. Deci ne rămâne 1 pe 2 închis. Iar din punctul A mic, la care ne-a cerut să calculăm pe limită din f de x, observați, era 2. Deci egal cu 2. Prin urmare, atenție, deci ce avem? Că funcția noastră f de x este mai mare sau egală cu 1 pe 2 și mai mică strict decât 2. Nouă ne-a cerut să arătăm mai mic sau egal cu 2, păi putem să scriem și așa, pentru că dacă f de x e mai mic strict ca 2, e și mai mic sau egal cu 2, da? Pentru orice x în 0 infinit. Și cu aceasta am rezolvat complet problema.